14 elevi din clasa de învățământual de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Zalău vor face practică în străinătate. Însoțiți de 3 profesori din aceeași unitate școlară, în luna decembrie, timp de 3 săptămâni, elevii vor beneficia la Toulouse, în Franța, atât de stagii în sălile de curs, cât și de stagii practice de observare în companii industriale. Din acest an școlar, la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiu funcționează o clasă de învățământ dual. Aceasta a fost înființată în cadrul unui proiect pilot derulat de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Michelin România, Platforma Industrială Zalău, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul și Primăria Municipiului Zalău, la cererea a 2 agenți economici, Michelin și Milmetacon. Beneficiarii direcției acestui proiect de mobilitate sunt 14 elevi înscriși în clasa de învățământ dual, domeniul mecanică, calificarea mecanic, echipamente hidraulice și pneumatică din cadrul Liceului Tehnologic Mihai Viteazul, care se vor afla însoțiți de 3 profesori de la aceeași unitate de învățământ în luna decembrie, timp de 3 săptămâni la Toulouse, în Franța, unde vor beneficia atât de stagii de predare, cât și de stagii practice. Vizita elevilor români în Franța va fi urmată apoi de o vizită a unui grup de elevi francezi în Sălaj. Aceștia vor fi găzduiți pe parcursul stagiilor de formare teoretică și practică de Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău și compania Michelin.